Sindicaliștii din Federația Națională Mine Energie au participat astăzi la o manifestație organizată la sediul guvernului împotriva noii legi a pensiilor publice, despre care minerii spun că aduce prejudicii semnificative acestei categorii profesionale. La pichetarea guvernului au participat câteva sute de sindicaliști, printre care și membrii sindicatului Muntele din Valea Jiului. Pensiile ne-a sucit, amuțină filului! Sindicatul Muntele, care este singurul sindicat și care este sindicatul reprezentativ de la Complexul Energetic Valea Jiului, este afiliat la Federația Națională Mine Energie. Acum o lună, la congresul care s-a ținut în Valea Jiului, Federația Națională Mine Energie a hotărât declanșarea unui șir de proteste care să culmineze cu greva generală în toate entitățile componente ale Federației Naționale Mine Energie dacă legea pensiilor nu se rezolvă. Desigur, în materialul transmis premierului sunt o serie de alte și de alte probleme, cum ar fi realizarea grupurilor pe gaz la Complexul Energetic Oltenia și Complexul Energetic Valea Jiului la Paroșeni, realizarea grupurilor 3 și 4 de la centrala atomică de la Cernavodă, dar principala și esențiala nemulțumire este legată de legea pensiilor, o lege care dezavantajează toți angajații care au lucrat în condiții speciale și deosebite și care, atenție, au avut contribuții suplimentare, chiar dacă perioada lucrată este una mai scurtă, pentru aceste pensii. Considerăm că este o lovitură dată celor care, prin munca lor, au ridicat această țară. Liderul sindical este sceptic cu privire la modificarea legii pensiilor de către deputați, chiar dacă aceasta a trecut de Senat. Se acordă... Să treacă... Da. Da, Dumnezeu, important este Camera Deputaților, însă eu am îndoieli că acest proiect va trece în plen, mai ales că foarte mulți parlamentari au votat această lege a pensiilor atunci. Noi, Sindicatul Muntele, suntem singurii care am reușit să obținem acel punctaj suplimentar pentru cei care vor ieși la pensie de acum încolo și au lucrat în minele de huilă din Valea Jiului, însă totuși rămân dezechilibre mari, diferențe mari, între cei ce vor ieși de acum la pensie și cei care au ieșit înainte la pensie, ceea ce nu este normal. Dar, repet, legat de inițiativa din Parlament, am îndoieli că acest act normativ va fi votat în plen. Ce urmează după protestul de astăzi? Urmează după această pichetare a Guvernului să stabilim împreună cu conducerea Federației un șir de alte proteste care, v-am spus, pot culmina cu greva generală. Pensiile ne-a sucit, amuțină firului! Pensiile ne-a sucit, amuțină firului!